Este ziua în care ne sărbătorim cetățenii și le mulțumim pentru tot ce fac pentru orașul nostru. Cu această ocazie, fiind o zi atât de importantă pentru Căuții Mărăuși, dorim să prezentăm noua cheie a orașului. Este un simbol al unității administrative teritoriale, este un simbol pe care trebuie să respectăm. Un simbol care nu face altceva decât să ne deschidă noi oportunități spre colaborare, spre proiecte și spre un viitor în liniște și pace, așa cum ne-l dorim fiecare dintre noi. Vă mulțumesc tuturor! La finalul acestei părți oficiale, cheia orașului în miniatură va fi acordat și va face plăcerea să o acord fiecărui oraș și reprezentanților prefecturii și alte primarii. Vă mulțumesc! Să facem lucrurile.
Még egyszer köszönöm polgármester úr a meghívást, nagyon hálásak vagyunk, hogy ezen az ünnepén részt vehetünk, és szeretettel várjuk mi is alkoszusodik a környékére a polgármester és a képviselőtestület megbízottabbé. Tudom, hogy érdekes lesz, hogy a Mocsász Kuba, egy imitáció, és más kártyát, a Mocsász Kuba, 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 atât cu Cezu Maramureș, și am fost acum două zile vizita Mareșalului din Costa Pace, acolo în asta.
Cristian, domnule Râmpin, cu Bogdan, lucrăm la proiectul pentru județul Maramureș și toți mai greu și este unul pe politică de dezvoltare a județului în misiunea noastră. Dar dincolo de partea administrativă și politică, care este foarte importantă, cred că cel mai important lucru este frumusețea comunității dumneavoastră. Și cred că asta e cheia succesului pe oameni. Înțelegerea dintre oameni, deschiderea pe care așa sunt față de altul, pot să spun și asta mă reprimat ca direct, constat la 20 de ani într-a plăcat din Sfântul Marbației la Școlăna Alta, mai mulți prieteni astăzi de toți în Ungherău decât în Sfântul Marbației. Ceea ce mă lucru foarte mult în loc, și pe mine mă bucură foarte atât de acest fapt. Sunt aproape din comunitatea noastră, o singură parte la parte din comunitatea voastră, cu multe saluri și văd prietenii și cunoscuții, vă doresc să vă țin minunată și vă puteți pasa pe Sfântul și o păstrăriția la Marbăre și anul de să lasă. Mulțumesc! În cele ce urmează, nu m-am pregătit pentru momentul ăsta cu domnul primar, așa că am să iau eu fluierele, dacă tot am primit rolul de anfitrion. Ați văzut reprezentanții din apropiere, domnul prefect și domnul președinte, acum sunt județean, au primit ei. Cei care nu au nevoie de ei, așa cum spuneam și la întreprinitorul din Bucarea, și pot să vină când este ușa deschisă, mai puțin când pus în mărtul anul și atunci știu că e plecat cineva de acasă, sunt reprezentanții de la centru. Cei care reprezintă județul Maramureș și cei care ne ajută să fim cât mai vizibili acolo. În cele ce urmează, și având în vedere că am înțeles că astăzi este ziua aniversară a ei, pentru că anul trecut am stăpânit o continuare în Rămân, am să dai cuvântul domnului senator, Cristian Nicolescu Țindrăș. Bine, cum îmi putem să vă mulțumim domnului senator, să fac o remarcă. De peste 2 ani de zile, la primăria domnului Măgherușu, mai este următoarea ușă. Ușile sunt deschise. Deci, indiferent de situație, ușile orașului de Ultimăr, a primului orașul de Ultimăr din Ojul, sunt deschise pentru toată lumea, indiferent dacă sunt sau nu cetățenii orașului de Ultimăr. Vă mulțumesc pentru toate de cele de ani, îți mulțumesc. Pentru că am să fac și noi o problemă de stăpâne de Romeșa, și așa cum am la traducătorii noștri care au făcut un lucru bun pentru noi. În altă ordine de idei, nu am niciun fel de rușine, pentru că mă simt acasă. Și chiar am zis dacă vorbim așa de mare, bine, că nu o să vin. Cum să nu vin acasă la mine? E normal să vin acasă la mine, pentru că așa mă simt aici și în tot Maramureșul și meu. Sunt încântat că revin în mijlocul dumneavoastră, suntem într-o mare familie, suntem bun cu prietenii mei, cu colegii mei, și cred că discursurile pe care unul și nu și-au rost cu unul care suntem prieteni și suntem în familie. Ce vreau să vă zic este că această temeșă, această temeșă care face diferența între Maramureș și restul Domnescu S.I. la noi în Strămeș, face diferența între Maramureș și, în general, restul lumii. Suntem așa de frumoși și de unici, încât trebuie să ne păstrăm această societate și chiar să o promovăm. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă urez de seara plăcută și chiar dacă timpurile în Europa, în lume, sunt tulburi, sper că aici s-a fost un căpei de liniște. Le mulțumesc frumos prietenilor noștri din Ungaria și din Polonia, pentru că sunt alături de noi, suntem o comunitate frumoasă împreună, suntem un exemplu de la Silvania și Maramureș de bune practici între minorități și majorități, pentru că suntem toți oameni și avem toți o credință și pentru asta am venit în Dumnezeu. O zi cât mai frumoasă! Având în vedere că ne-am întâlnit mai devreme cu domnul Florin Alexandru Alexe, am să-l invit acum pe domnul Călin Bota să vină alături de noi, să vedem. E cel care oferă o competiție foarte loială, dar în același timp a cerut domnului senator în ceea ce privește votatul Călineșii. Sunt modele diferite, a mea deschisă la tine. Vă spun bună ziua și vă bucur să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră, un oraș care crește în fiecare zi. E un oraș care, fiind care s-a putut de foarte ușor, un fel de zăț frumos. Pentru că dacă se întâmplă ceva bine în Maramureș din perspectivă economică, în mod cert, are cel puțin o mică legătură și cu Tăuții Măgherăuși. Și acest lucru este posibil și va fi posibil în continuare, pentru că aici e o echipă de oameni minunoși, de oameni harnici, de oameni tineri, de oameni care vor să facă lucruri, de oameni care nu vor să stopeze ceea ce se poate întâmpla și împotrivă. De fiecare dată caută soluții ca lucrurile să se întâmple mai bine, mai bine și mai bine. Și o spun asta și cu perspectiva unui om care atunci nu poartă o cămașă de codul din Oarța, ci poartă o cămașă
masă tradițională, astăzi a construată într-un magazin model. Trebuie să răspund la problemele domnului primar Marinescu, care în fiecare zi are o problemă, dar nu a lui. Iar acestui oraș, de fiecare dată, caută soluții să o rezolve cu tocmai și la timp. E adevărat, din perspectiva administrativă centrală, lucrurile acestea nu se întâmplă de fiecare dată așa cum ne-am dorit. Dar cel mai important lucru este faptul că dumneavoastră este pornit și este hotărât să facă în continuare lucrul mare pentru dumneavoastră, să mențină relațiile externe la un nivel cât mai bun și mai mult decât atât să creeze o zi de unde mai bună pentru fiecare dintre cei de aici. Pentru asta îmi doresc mult succes, îmi doresc multă sănătate și să ne revedem aici mulți ani de aici înainte cu bine. Doamne ajută! Mulțumim domnului Călimboca, și acum, în calitate și mai oficială de la noi, domnul Vlad Alexandru Alexe, deputatul Parlamentului României. Vă mulțumesc, da, și mă gândeam la simbolistica cursului de dimineață. De dimineață ați văzut că au început la cei mici și am ajuns la cei mari. Au fost și fete și băieți. Din punctul meu de vedere, cheia orașului și cheia reușitei orașului Ierăuș, sub conducerea primitului Martinescu, este faptul că această administrație este pentru toți, de la cei mici până la cei mari. Și fie că vorbim de locul de joacă, care l-a văzut la Nistru în față, la seară și am zis, ăsta nu e la anul trecut aici, fie că vorbim de parc, fie că vorbim de canalizare, de atâtea lucruri, de investiții, de alte companii care vin să investească în oraș, aceasta este cheia succesului. Un om care de dimineața până seara se gândește pentru comunitate, așa cum a zis Călin, ne sună, nu sună numai Cătălin sau Cătălin, ne sună pe toți, sună și pe Ionel, sună și pe Doru și pe Rudi, la fel. Pentru că de când se trezește până când pune capul pe pernă, se gândește pentru binele comunității și nu sunt vorbe doare, chiar așa face. Și este o plăcere și o onoare să vin alături de el când avem treabă. Și o singură dată pe an venim atunci când ne distrăm. Și cu mare drag vin de dimineața până seara, pentru că știu că așa cum muncim în restul anului ca lumea, așa și ne distrăm. Englezii au o vorbă, cine petrece mult, cine muncește mult și petrece mult. Așa și facem și la Randăruț Simonie Răuș. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și pentru prietenie. Mulțumim. Acum am înțeles de ce n-am avut acest speech la premiere și de ce n-am avut fac pe noi pe podium. Pregătea de dimineață acest mesaj emoțional. Am discutat cu prietenii din orașul Înfrățite, ne-am întâlnit cu administrația județeană, ne-am întâlnit cu cea locală și ne întâlnim acum cu investitorii locali. În calitate de reprezentant al IPC, am să rog pe domnul Daniel Văzaru să vină. Să știți că este foarte bine, mie astăzi este business, dar sunt convins că veți avea o pereță să-l vedeți și în Cămeșă. Da, da, e foarte adevărat. Am și Cămeșă. Cămeșă, da. Am o Cămeșă tradițională primită de la colegii dumneavoastră de la Florența. Îmi pare bine să o port și îmi pare dolorosă. Dar acum vorbim de tăuții cum mă gheruși. Vă mulțumesc pentru invitația. Și vreau să vă mulțumesc în numele companiei pentru tot sprijinul pe care îmi l-a aportat. Să vă asigurați că în continuare trește aici. Pentru că probabil că cei care zburați copilor de o fabrică mare de care portul din Baia Mare, ce ne mândrim cu asta, creștem în fiecare zi și să sperăm că va fi mult mai bine decât am sperat acum. În continuare, vă doresc distracție plăcută, să vă țin ținut de astăzi ziua dumneavoastră orașului și cu Alin, am ajuns. Doresc să vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-ați adresat nouă tăuzenilor. Pentru că toate accente și toate vorbele frumoase pe care astăzi le-am auzit, nu le-am putea obține dacă nu am avea o comunitate frumoasă, o comunitate unită, o comunitate care trebuie administrația să o respecte și ne respectă. Motivul acesta și respectul pe care îl îndrăgăm reciproc aduce progres în
fiecare zi. În încheiere, aș dori să mulțumesc sponsorilor, Consiliului Județean Maramureș și domnului președinte Ionel Bogdan, care a fost alături de noi. Doresc să mulțumesc firmelor private care au sponsorizat o parte din organizarea acestei sărbători și, cum spunea și domnul Dan, o să urcăm la o mică dată în sala de consiliu, după care ne vom duce și continuăm sărbătoarea la Cunistru. Mi-ar face o deosebită plăcere să facem o poză împreună toți care suntem în sală.